De mâine, trenurile moldovenești vor fi supuse reviziei tehnice. Decizia a fost luată din cauza că în ultimul timp tot mai multe vagoane au luat foc din mers. Ultimul s-a aprins ieri. Cu mai multe detalii vine colega noastră Lilia Carauș. Lilia, bună ziua! Bună ziua, Anișoara! Astăzi, ministrul transporturilor, Vasile Botnar, a anunțat că decizia vine după ce ieri o locomotivă al trenului de pe ruta Chișinău-Ocnița a luat foc din mers. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, totuși responsabilii de la CFM au decis ca locomotiva să fie scoasă din circulație. De asemenea, aceștia spun că totul se întâmplă din cauza că trenurile sunt foarte vechi. Așa că în aceste zile are loc procesul de certificare al celor 5 trenuri care au fost renovate de către o companie din România. De asemenea, ministrul Vasile Botnar promite că aceste trenuri vor fi scoase pe rută începând cu luna iulie. În total, CFM dispune de 125 de locomotive, dintre care 66 sunt magistrale, adică transportă mărfuri peste hotare. Pe liniile interne avem 10 trenuri de tip diesel, cele mai noi fiind procurate încă acum 30 de ani. De asemenea, recent, CFM a luat un împrumut de 65 de milioane de euro. Din acești bani urmează să fie cumpărate 11 locomotive noi. Acestea au fost informațiile. La revedere!